O să vreau să îl provoc pe Cătălin Ivan, pentru că este coleg de foarte mult timp cu Viorica Dăncilă în Parlamentul European, pentru că probabil atâția ani petrecuți împreună în Partidul Social Democrat vă dau posibilitatea să ne spuneți ce opinie aveți despre această desemnare. Anii aceștia petrecuți în grupul Social Democrat, ce opinie v-au format despre Viorica Dăncilă și dacă dumneavoastră credeți că va fi un premier bun sau rău? În primul rând, ca să începem cu începutul, nici o secundă nu pot fi acuzat că sunt misogin. Niciodată în toată cariera mea destul de lungă în politică și toate declarațiile mele publice, relativ multe, dacă nu foarte multe, n-am zis nimic rău de femeile din politică, ba dimpotrivă am încurajat. Și ca să am un argument în plus, sunt tată de 3 fete. Deci, departe de a putea fi considerat vreo secundă misogin. Mi-aș dori ca România să ajungă să aibă un premier femeie, într-adevăr, să aibă candidat cu șanse reale la președinția României femeie. Deci nu despre asta este vorba. Vorbim despre felul în care a fost făcută această schimbare de guvern și cu cine a fost înlocuit Mihai Tudose. În primul rând, este o irresponsabilitate maximă și un atentat direct la interesele statului român în momentul în care tu, Liviu Dragnea, hotărăști să faci Comitet Executiv Național cu o zi înainte ca premierul Japoniei să vină în România, vizită istorică, și să dărâm guvernul, lăsându-l pe premier cu ochii în soare, când este atât de important pentru România să aibă parteneri strategici și vorbim de a treia putere economică a lumii și a doua putere financiară a lumii. Deci acest om, la nivel mondial, atât de important, s-a trezit când a coborât din avion într-o plină criză politică, o criză care putea să fie miercuri. Dar criza era de mult timp, domnule Cătălin Ivan. Domnul Radu Tudor, nu s-a născut acest, în seara comitet, aia. Acest comitet executiv, da, putea fi făcut miercuri. Se urca premierul Japoniei în avion, pentru că vorbim de România, nu vorbim de Liviu Dragnea și de micile conflicte, mici, mari conflicte cu oricine. Orice fel de conflict politic e mic atunci când vorbim de interesul țării până la urmă. Interesul țării era ca aceste discuții cu premierul Japoniei să se concretizeze în ceva, ca acel om, iar când vorbim de diplomația japoneză, vorbim de niște reguli mult mai stricte decât avem noi în Europa. Mult mai stricte decât avem noi în România, evident. Deci a fost o jignire imensă. Sigur că au rămas declarațiile... Eu nu văd doar responsabilitatea lui Liviu Dragnea, văd și responsabilitatea lui Mihai Tudose, care putea în, să spun, mărinimia lui, având în vedere că l-a făcut țara prim-ministru, să își dea demisia după vizita lui Shinzo Abe. Acest comitet executiv putea să aibă loc miercuri. Am înțeles. Și eu spun că Tudose putea să-și dea demisia o zi mai târziu. Revenim, deci, la întrebarea legată, pare să fie un pic mai largă în PSD. Revenim la numirea doamnei Viorica Dăncilă. Ați fost atâția ani colegi, v-ați sprijinit unii pe alții, v-ați elogiat unii pe alții, ați participat la acțiuni comune în toți anii aceștia, grupul socialist din Parlamentul European. Eu n-aș vrea să intru în discuții despre Viorica Dăncilă ca om. Păi vrem să aflăm cine o să fie premierul. Nu mă interesează că este agreabilă, o fi. Pot să confirm. Asta e o persoană care nu e conflictuală. Asta e în aflat. Regulă. Vorbim de premierul României, vorbim de o funcție extrem de importantă în statul român, de care depindem toți. Cum funcționează un guvern, cum funcționează primul ministru, e direct legat de viața noastră, de zi cu zi. Această persoană nu are nici cea mai mică, nicio fărâmă de calitate ca să o recomande pentru funcția aceasta. Nici pregătire profesională, nici experiență. În cei 9 ani de zile de când suntem în Parlamentul European, o secundă n-a demonstrat odată că are o inițiativă, că are o idee proprie, că are viziune pe un domeniu, că își asumă vreun lucru. Singura calitate, și o spun public, o spun electoratului PSD, în primul rând, care se uită foarte mult la emisiunea dumneavoastră, oameni care știu foarte bine Partidul Social Democrat și care știu că în Partidul Social Democrat avem profesori universitari, doctori, ingineri, oameni grei, oameni cu valoare, oameni care au făcut ceva pentru România. Viorica Dăncilă este unul din inginerii de care vorbiți. Nu este adevărat. Eu vă spun că e de 22 de ani în PSD, acest partid, e inginer de petrol și gaze.
da? A lucrat la Petrom și e de 9 ani europarlamentar. Știți ce îmi place? Că brusc acum descoperiți faptul că nu e bună Viorica Dăncilă, dar a fost bună 9 ani de europarlamentar. A fost bună atâția ani de șef organizației de femei din PSD. Domnul Radu, lăsați domnia Liviu Dragnea, că în domnia lui Liviu Dragnea s-au întâmplat foarte multe astfel de lucruri. Sunt 77 de secretari de stat, 90% dintre ei incompetenți, având aceeași calitate pe care o are și Viorica Dăncilă, obediența față de Liviu Dragnea. Acea listă a fost citită în Comitetul Executiv Național de Bădălău și a dispărut subiectul, pentru că a știut să închidă gura lui Bădălău. Acum, asta este Partidul Social Democrat și așa funcționează. Acum vă întreb, dacă dumneavoastră aveți o supărare pe Liviu Dragnea, nu puteți totuși să găsiți o calitate Viorica Dăncilă? Ca om găsesc multe. Ca și om politic recomandat cât de cât pentru o funcție în executiv, credeți-mă, disperat caut o calitate și nu o găsesc. Pentru că e vorba de viitorul copiilor mei, pe care eu vreau să-i cresc în România. Este vorba despre această țară pe care cum nu vrem să o părăsim. Deci, pe scurt, considerați că nu are profilul nimerit pentru poziția de prim-ministru? Consider că este un dezastru. Și de 14 ani de zile de când fac politică, niciodată n-am fost atât de oripilat și atât de revoltat de vreo decizie politică. Nici măcar atunci când a ieșit Traian Băsescu, deși atunci am considerat că am atins maximul de revoltă. Că un om ca Traian Băsescu ajunge să conducă România. Da. Sunt infinit mai revoltat acum, pentru că știu personal, o știu personal pe doamna Dăncilă.